Sfântul Vasile s-a născut în Asia Mică, într-o familie bogată și influentă, în secolul al IV-lea. Încă de mic copil, el a arătat pe sfințenie și înțelepciune remarcabilă. A studiat la cele mai prestigioase școli ale vremii și și-a dedicat viața învățăturii și slujirii lui Dumnezeu. După ce și-a terminat studiile, Vasile a petrecut un timp într-o viață de contemplare și rugăciune într-o mănăstire din Pontus. Acolo, el a simțit o chemare puternică de a trăi o viață de asceză și de a-i sluji lui Dumnezeu prin slujirea semenilor săi. Întors în orașul său natal, Vasile a început să predice și să le împărtășească celorlalți învățăturile lui Dumnezeu. El a devenit cunoscut pentru elocvența sa în predică și pentru înțelepciunea sa în interpretarea Scripturii. De asemenea, el a început să-și pună în practică învățăturile prin întemeierea unor instituții de caritate pentru săraci și bolnavi. O poveste interesantă din viața Sfântului Vasile are legătură cu un bătrân sărac care a fost adus la mănăstirea sa pentru a primi îngrijiri medicale și ajutor spiritual. Bătrânul era într-o stare disperată și avea nevoie de îngrijire și alinare. Vasile, fiind plin de compasiune și milostenie, s-a dedicat în întregime îngrijirii bătrânului. El l-a hrănit, l-a îngrijit și a oferit cuvinte de mângâiere și speranță. În timp ce petrecea timp alături de el, Vasile a observat că bătrânul era tulburat de gânduri de îndoială și frică în legătură cu moartea și judecata viitoare. Sfântul Vasile, folosind înțelepciunea sa duhovnicească, i-a vorbit bătrânului despre iubirea și mila lui Dumnezeu și despre harul său care veghează asupra tuturor celor cei care se întorc la el cu inimă sinceră și pocăită. El l-a îndemnat pe bătrân să-și pună toată încrederea în bunătatea lui Dumnezeu și să aibă credință că el va primi sufletul său în brațele sale de tată iubitor. Prin aceste cuvinte de încurajare și mângâiere, Sfântul Vasile a reușit să aducă pace și liniște sufletească bătrânului și să-l pregătească pentru călătoria sa în lumea de dincolo. Această poveste ilustrează compasiunea și înțelepciunea Sfântului Vasile cel Mare, care nu doar că a predicat cuvântul lui Dumnezeu, ci și l-a trăit prin slujirea și ajutorarea celor în nevoie. El a fost un exemplu de caritate creștină și de dragoste necondiționată față de semeni care continuă să inspire și să mângâie inimile credincioșilor până în zilele noastre. Sfântul Grigorie Palama s-a născut în anul 1296 în Constantinopol, într-o familie nobilă și influentă. Deși a crescut în confort și opulență, el și-a dedicat viața căutării lui Dumnezeu și înțelegerii misterelor vieții spirituale. La vârsta de 20 de ani, Grigorie a părăsit lumea și a intrat în viața monahală la muntele Athos, un loc binecuvântat care a fost adesea asociat cu viața de rugăciune intensă și contemplare duhovnicească. Acolo, el a petrecut ani de zile în rugăciune, ascetism și studiu, căutând să înțeleagă mai profund tainele credinței creștine. O poveste notabilă din viața sa este legată de experiența sa mistică a viziunii dumnezeiești, cunoscută sub numele de Teofania Luminii Necreate. În timp ce se ruga într-o peșteră izolată, Grigorie a fost transfigurat de o lumină strălucitoare și a simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar și transcendent. Această întâlnire divină l-a marcat profund și a influențat întreaga sa viață și teologie ulterioară. După întoarcerea sa din pustie, Grigorie a devenit un lider spiritual important în lumea monahală a muntelui Athos și un apărător hotărât al tradițiilor ortodoxe împotriva influențelor occidentale și a unor curente teologice eretice. Una dintre contribuțiile sale cele mai semnificative la teologia ortodoxă a fost elaborarea doctrinei luminii necreate sau a energiilor necreate ale lui Dumnezeu, care a subliniat natura divină a experienței mistice și a afirmat posibilitatea comuniunii umane cu Dumnezeu prin intermediul harului său necreat. În ciuda opoziției și controverselor pe care le-a stârnit doctrina sa,
Grigorie nu s-a abătut de la convingerile sale și a continuat să își apere învățăturile cu curaj și hotărâre. În cele din urmă, el a fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi ai timpului său și un sfânt venerat al bisericii. Grigorie Palama a murit în anul 1359, dar moștenirea sa teologică și spirituală continuă să influențeze gândirea și viața bisericii ortodoxe până în zilele noastre. El rămâne un exemplu viu al căutării lui Dumnezeu și al devotamentului față de credința ortodoxă autentică și tradițională. Sfântul Antonie cel Mare s-a născut în Egipt, în jurul anului 251 de H.R., într-o familie de țărani bogați. La vârsta de 18 ani, după ce părinții săi au murit, Antonie a primit un impuls puternic din partea lui Dumnezeu să renunțe la toate posesiunile sale și să se dedice în întregime vieții ascetice. El a trăit inițial în izolare într-o colibă în apropierea satului său, petrecându-și timpul în rugăciune, meditație și muncă. În timp, reputația sa de sfințenie și înțelepciune a atras și alți călugări, care au venit să-l caute pentru învățătură și îndrumare duhovnicească. După ce și-a petrecut câțiva ani în viața ascetică, Antonie a simțit chemarea de a trăi în pustie și a plecat în deșertul egiptean pentru a trăi ca pustnic. Acolo, el a petrecut aproape 20 de ani în rugăciune, post și luptă împotriva ispitelor demonice. Una dintre cele mai cunoscute povești din viața sa este întâlnirea sa cu demonii, care au încercat să-l ispitească cu iluzii și vedenii. Potrivit tradiției, demonii l-au chinuit cu imagini și sunete înfricoșătoare, dar Antonie nu s-a lăsat înșelat și a luptat cu putere împotriva lor, apelând la numele lui Hristos și la puterea crucii. Prin credință și curaj, el i-a respins pe demoni și a obținut biruința asupra lor, arătând puterea lui Dumnezeu de a învinge răul. Această experiență a consolidat reputația sa de luptător împotriva răului și de apărător al credinței creștine. După întoarcerea din pustie, Antonie a devenit un lider spiritual respectat și venerat în rândul comunității creștine. El a fondat mai multe mănăstiri și a format o mare parte din călugării care aveau să devină ulterior mari sfinți și învățători. Sfântul Antonie cel Mare a trăit până la vârsta de 105 ani și a murit în anul 356 de H.R. Moștenirea sa spirituală rămâne una dintre cele mai profunde și mai influente din istoria creștinismului, inspirând milioane de oameni de-a lungul secolelor să caute sfințenia și comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, ascetism și lupta împotriva răului. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, Siria, în anul 349 de H.R., într-o familie modestă. Încă de mic, el și-a arătat talentul și pasiunea pentru învățătură și pentru înțelegerea învățăturilor creștine. După ce și-a terminat studiile la cele mai prestigioase școli ale orașului, Ioan a devenit cunoscut pentru elocvența sa și pentru abilitatea sa de a prezenta învățăturile creștine într-un mod accesibil și captivant. La vârsta de 21 de ani, Ioan a decis să părăsească lumea și să devină călugăr. El și-a petrecut următorii 6 ani într-o peșteră izolată, trăind o viață de rugăciune, ascetism și meditație asupra Scripturii. În această perioadă de izolare, el a dezvoltat o profundă relație cu Dumnezeu și a primit numeroase revelații spirituale. După ce a petrecut ani în peșteră, Ioan s-a întors în Antiohia, unde a devenit renumit pentru predica sa puternică și profundă. El a folosit darul său al cuvintelor pentru a atrage oamenii spre credință și pentru a îndemna să trăiască o viață de sfințenie și de devotament față de Dumnezeu. Odată, în timpul unei predici, Ioan a fost amenințat și persecutat de autoritățile locale pentru convingerile sale creștine. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat intimidat și a continuat să-și proclame credința cu curaj și hotărâre.
În cele din urmă, în anul 397 de H.R., Ioan a fost numit arhiepiscop al Constantinopolului, una dintre cele mai importante poziții din biserică. El și-a continuat slujirea cu devotament și zel, luptând împotriva erezilor și promovând unitatea și sfințenia în biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur a murit în anul 407 de H.R., dar moștenirea sa spirituală continuă să trăiască și să influențeze creștinătatea până în zilele noastre. El este cunoscut pentru scrierile sale profunde și pentru predica sa elocventă, care continuă să inspire și să mângâie inimile credincioșilor din întreaga lume. Prin viața sa și învățăturile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește de importanța sfințeniei și de puterea cuvântului rostit cu curaj și iubire în slujba lui Dumnezeu. El rămâne un exemplu viu al credinței și devotamentului creștin în mijlocul lumii. În secolul al XIII-lea, în timpul domniei împăratului bizantin Ioan al II-lea Vatatzes, a trăit un tânăr pe nume Dimitrie. El s-a născut într-o familie nobilă, dar încă de mic copil a arătat semne de dăruire și sfințenie. Încă din copilărie, Dimitrie a fost atras de viața religioasă și a visat să își dedice viața lui Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, Dimitrie a intrat în mănăstirea în care a petrecut ani de zile în rugăciune și ascetism. În această perioadă, el a trăit o viață exemplară de smerenie, iubire și milostenie. Odată, în timpul unui război între bizantini și turci, trupele turcești au invadat mănăstirea unde trăia Dimitrie. Călugării și călugărițele au fost luați prizonieri, iar mănăstirea a fost jefuită și incendiată. Dimitrie, împreună cu alți călugări, a fost dus la Constantinopol, unde a fost întemnițat și torturat pentru credința sa. În timpul detenției sale, Dimitrie a continuat să-și păstreze credința neclintită și smerenia. El a fost supus la chinuri groaznice și la multe suferințe, dar nu a cedat sub presiunea persecuției. În cele din urmă, în ziua de 27 octombrie, Sfântul Dimitrie a fost martirizat pentru credința sa în Hristos. După moartea sa, trupul lui Dimitrie a fost îngropat la marginea Constantinopolului, iar în jurul mormântului său au început să se facă numeroase minuni și vindecări miraculoase. Credincioșii au început să se roage la Sfântul Dimitrie și să-i ceară ajutorul pentru diferite necazuri și suferințe, iar la multe dintre rugăciunile lor au primit răspuns prin intermediul puterii lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Dimitrie cel Nou a devenit unul dintre cei mai iubiți și venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe. El este considerat un model de credință, smerenie și răbdare în mijlocul suferinței și persecuției. Viața și rugăciunile sale sunt adesea invocate de credincioși pentru ajutor și protecție în timpurile de încercare și necaz. În vremea când Sfântul Ioan Gură de Aur trăia în Constantinopol, orașul era zguduit de tulburări politice și sociale. Diviziunile dintre diferitele facțiuni și interese ale cetățenilor și autorităților erau adânci, iar corupția și nedreptatea erau răspândite. În aceste vremuri tulburi, Ioan își folosea predicile puternice și vocale pentru a aduce lumină în întuneric și pentru a îndemna la pocăință și schimbare. Odată, în timpul unei predici pasionante, Ioan a ridicat problema corupției care afecta toate nivelurile societății. El a denunțat public nedreptățile și abuzurile comise de cei bogați și puternici împotriva săracilor și a celor neajutorați. Mesajul său a stârnit un val de indignare printre cei vinovați de astfel de nedreptăți, iar unii dintre ei au căutat să se răzbune pe el într-o noapte întunecată. Un grup de oameni răi și nemiloși l-au asaltat pe Ioan în timp ce se întorcea de la biserică. L-au bătut crunt și l-au aruncat într-un râu murdar, crezând că îl vor ucide și îl vor reduce la tăcere pentru totdeauna. Dar, spre uimirea lor, Ioan a supraviețuit miraculos acestui atac brutal și a continuat să-și proclame credința și adevărul neclintit.
După acest eveniment, reputația și influența lui Ioan au crescut și mai mult, iar credincioșii au început să-l considere un adevărat martir al credinței și un apărător al adevărului. În ciuda pericolelor și amenințărilor, el și-a continuat misiunea sa cu curaj și hotărâre, fiind o voce puternică pentru cei săraci și opresați și un apărător al dreptății și adevărului. Sfântul Ioan Gură de Aur a trecut în veșnice în anul 407 de H.R., dar moștenirea sa spirituală și influența sa continuă să trăiască și să inspire milioane de oameni din întreaga lume. El rămâne un exemplu viu al credinței puternice, a curajului neclintit și a devotamentului față de adevărul și dreptatea lui Dumnezeu.